Domnule Teriș, la degustările organizate de dumneavoastră, la prezentările de vin, întotdeauna e o lecție de istorie. Asta mi-a plăcut foarte mult. Aveți întotdeauna niște povești foarte frumoase, foarte tonice, legate de diferite crame. V-aș ruga, dacă doriți, să ne prezentați o poveste de succes din zona viticolă românească. Sunt peste 370, poate chiar 380 de crame de producători înregistrați în România, fiecare cu povestea lui, cu teroarul lui. Și sunt mulți din ce, e îmbucurător să spunem asta, sunt din ce în ce mai mulți producători în România care ating trepte de performanță. Deci povești de succes avem de unde alege. Chateau Christy, o cramă cu vinuri premium, este reînființată practic în 2015, plecând de la crama lui Vladimir Christy, fostul primar interbelic al Chișinăului, unul din primarii interbelici ai Chișinăului, un reprezentant al nobilimii basarabene. Până în 1918 el a fost și semnatar al declarației de unire a Basarabiei cu România și sigur, ca mulți dintre nobilii basarabeni, pasionat de vie și vin. Pentru că mama lui era rudă cu țarul Nicolae al II-lea, ultimul țar al Rusiei, vinurile lui au ajuns și pe masa țarului și n-au ajuns numai pentru că au fost promovate în familie, cum s-ar spune, calitatea lor l-a determinat pe țar ca an de an să comande vinurile de la Chateau Christy în acea perioadă. Actualii proprietari au recuperat, să spunem, din lada de zestre a neamului această poveste, au refăcut crama, este la Hâncești. Hâncești e o localitate aproximativ la 45 de kilometri de Chișinău, pe drumul către Leușen, către Albița, pe drumul către Prut. Și Hâncești, un oraș foarte frumos, acolo avem conacul lui Manuc Bei, cel care a construit hanul Manuc în București și artizanul primei răpiri a Basarabiei. Iată, în acest oraș istoric, putem să spunem, cei de la Chateau Christy au ales să refacă crama lui Vladimir Christy. Plantațiile, nemai fiind cele originale din județul Orhei, și-au ales pentru plantații zona de sud a Republicii Moldova, în Vulcănești, în regiunea Valului Traian, ca indicație geografică, o regiune foarte mare potențial, în special pentru soiurile roșii. Din acest motiv, vinurile de la Chateau Christy, care excelează, sunt soiurile roșii, un Pinot Noir de o eleganță deosebită. Un Cabernet Sauvignon este singura plantație de Cabernet Sauvignon care o cunosc eu în spațiu de cultură românesc, care să aibă vârstă de 60 de ani. O vie foarte valoroasă, pentru că via, cu cât e mai veche, cu atât de producție mai mică, dar de o calitate mult mai mare. Și ce mai au ei din soiurile albe, care a confirmat pe deplin în zona aceea de sud, un Chardonnay, care, iată, anul acesta a fost învrednicit, să spunem, nu cu medalia de aur, cu marea medalie de aur la celebrul concurs internațional Mundus Vini. Un Chardonnay care, dacă acum a luat marea medalie de aur, gândiți-vă cum va arăta peste 3 ani, când toată lumea, toți specialiștii spun că el peste 3 ani va atinge apogeul personalității sale ca vin. Un vin absolut deosebit, într-adevăr. Iată, deci, avem aceste două crame care ar putea fi date ca exemplu, ca povești de succes. Și sigur că, să știți, mai sunt. Avem viile de la Ștefănești de Argeș, fosta via lui Liviu Rebreanu, casa de vinuri Ștefănești, cu o poveste foarte frumoasă în spate. Povestea de dragoste dintre Liviu Rebreanu și Fanny Rebreanu, care astăzi este reinterpretată în manieră vinicolă, în manieră enologică. Da? Avem viile Crama Ferdi, Dealul Mare,
Crama Bulgiu, tot în dealul mare, fostă vie brâncovenească și aceea. Avem foarte multe în țara asta, ca să nu mai spun de mari producători care sunt deja știuți, consacrați.